Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Mergem să luăm repede Loganul, să-i schimb cauciucurile de pe față pentru că sunt terminate. Nu am făcut videoclip despre Logan pentru că Loganul este luat, dar este dat în chirie, lucrează cineva în chirie și n-avea niciun rost să-l iau. De ce nu l-am luat? Nu l-am luat să lucrez eu pentru că încă nu am terminat cu atestatul și mai am foarte mult de lucru la casă. Așa că momentan rămâne dat în chirie și în momentul în care termin cu atestatul, atunci o să-l iau și o să lucrez eu pe el. Mergem să-l luăm. Eu am a doua cheie, mi-a spus că l-a lăsat în fața blocului, se duce să mănânce băiatul și eu mă duc, îl iau, mă duc, îi pun cauciucurile de vară, o să vă arăt imediat. Cauciucurile de vară, da. Cauciucurile pe față, cauciucurile de iarnă. Și după aceea îl ducem înapoi și cred că în maxim 2 săptămâni o să termin și eu cu bucătăria și atunci o să am mai mult timp, o să termin și cu atestatul săptămâna viitoare și o să putem să lucrăm pe Logan și să vă explic mai multe, să vă fac mai multe review-uri și chestii de genul ăsta. Dar înainte să ajungem la Logan, înainte să începem acest episod, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 link-uri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați pe butonul acela de subscribe și mergem să luăm mașina. Imediat o să vă arăt Loganul pe care l-am cumpărat pentru taxi. Și pentru cei care spun că am spus că niciodată nu o să-mi cumpăr Logan și niciodată nu o să am Logan, da, niciodată nu o să-mi cumpăr Logan ca mașină personală. Mașină personală va fi asta sau orice mașină second hand, chiar și din 2000, chiar și un Golf 4, decât o Dacia Logan. Dacia Logan o să cumpăr doar în cazul în care va trebui să lucrez pe ea, după cum am spus și în videoclipurile acelea în care am spus că Dacia Logan nu o să cumpăr pentru mine, sau în cazul în care o să am un loc de muncă și voi fi nevoit să lucrez pe Dacia Logan. Dar pentru mine, ca mașină personală, nu recomand și nu aș cumpăra niciodată. Dar despre chestia asta o să vorbim într-un alt videoclip. Ok, am luat Golanul, cam ăsta este Loganul pe care l-am luat. Mă duc acum să-i schimb repede cauciucurile. Ce să zic? Nici nu știu ce să vă arăt la el. Este din 2019, motor 0.9 cu turbo. 0.9, da, 0.9, vând struguri de vin, auzi, trebuie să fac și eu vinul de la mine. Ce mai are? 7 de la Luna, față la Profi Luna. Eu nu știu cum să opresc stația, în fine. În fine, nici nu știu unde a rămas. Am vrut să mai zic ceva, dar nu mai știu ce. În fine, mașina e din 2019, are gaz, are, ce mai are? Nu mai are nimic. Cam astea sunt. Aș vrea să-mi pun eu o navigație din aia cum o am eu, dacă aș putea să pun aici. Și cam atât. Nici nu știu, habar nu am. Nici nu știu ce să vă zic despre el, nici nu știu ce să vă explic despre el. Bine, acum sunt și grăbit, am de lucru și cu mașina asta, am de lucru și acasă. Am o grămadă de chestii de făcut, așa că sunt foarte încurcat, habar nu am ce să vă arăt, ce să vă explic mai repede, ce să vă zic mai repede. Bine că intri și tu acolo fără măcar să semnalizez. Da. Mașinuța e destul de ok, merge destul de bine. Ce ți-ar trebui mai mult de atât? Eu nu știu, habar nu am. Trebuie să mai fac pe la direcție câte una alta, trebuie pe la timoteria de la schimbător, văd că are acum o problemă pe care nu am văzut-o. Dar uite, mișcă un pic, dar aia nu este o problemă destul de mare. De troncăni nu troncăne, nu bate. 190.000 de kilometri, eu l-am luat la 170.000. S-au făcut 20.000 de kilometri de atunci. Da, na, cam aia este. La direcție trebuie să umblu puțin pentru că din câte văd îi așa, dar asta după ce facem, cum îi spune, după ce punem cauciucurile pe ea. Da, și de acum încolo cam ăsta e taxiul pe care eu o să lucrez, adică de acum încolo, după ce termin de lucru pe la casă pe acolo. O să fie taxiul ăsta, o să fie taxiul pe care o să lucrez eu. No, bun, hai să vă arăt și aici așa cum e. Acum mai schimbă și aici. Nu văd nimic în neregulă, totul e bun, discuri bune, plăcuțele sunt aproape pe ducă, trebuie schimbate. Și cam atât. Cam asta.
Ăsta e gulanul. Da. Ești? Da? Da. Hai, dar de câți ani? Acum 3 ani. Acum 3 ani, și da. Și era și mica. Bun, am terminat, am schimbat cauciucurile, acum ne ducem să-l ducem înapoi și să ne luăm BMW-ul. Tati, uite, Evi-o deschis geamul. Evi. Închide, tati, geamul, că nu-i vor. Nu am ce să vă mai arăt, mergem, îl ducem înapoi, ne luăm BMW-ul înapoi și vedem după aia ce-mi face. Am schimbat astea și cam asta este. Cum se aude motorul ăsta față de BMW? Da. În fine, cam atât, oameni buni, rămâne să ne auzim mai târziu după ce luăm BMW-ul și dacă aveți întrebări, lăsați acolo și o să vă răspund la întrebări, o să vă răspund la toate. Am dus Loganul, ne-am luat din nou BMW-ul, într-adevăr, nu se cunoaște, spune tu, mamă, confortul din Logan cu confortul din BMW. Bine, nici eu nu pot să fiu nesimțit să compar BMW-ul cu Logan, cu Dacia, dar totuși, vreau să spun, din acest motiv am spus că niciodată nu mi-aș cumpăra Dacia Logan ca mașină personală. Dacă îmi cumpăr ceva, îmi cumpăr mai bine second hand decât tot Dacia Logan nou-nouță. Asta e din 2019 și credeți-mă că nu... Nu se compară cu nimic. Bine, poate modelul ăsta nou de a apărut cu tabletă și cu toate alea, poate mai e, să zici, cât de cât ceva ok la el. Dar nici așa, mai bine aș prefera una second hand de 13.000 de euro decât una... Da, tati, o să pun imediat frână. Decât un Logan nou-nouț. În fine, dar asta este, ca să lucrezi pe el, să faci taxi, Loganul în momentul de față este destul de ok, foarte bun. Piese ieftine, ușor de întreținut, motor mic, mai ales motorul ăla de 899 sau 889 și pe gaz. Uite, acolo alea sunt cauciucurile, trebuie să le bag la grădina mai încolo. Da, nu mai sunt bune, mamă. Le bag la grădină și le dau la... Nu, le bagi la grădină, le bagi la grădină. Și pun flori în ele. Ah, am înțeles. Super, super. În fine, cam atât cu acest episod. Dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 linkuri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul acela de like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe. Aștept cu nerăbdare părerile voastre și până data viitoare v-am pupat. Bye bye.